Astăzi vom reacționa la noile personaje Skibidi Toilet. Și cine ar putea să fie aceste personaje dacă nu prietenii Curcubeu, fraților? După cum puteți vedea, prietenii Curcubeu se vor transforma în Skibidi Toilet. Uitați-vă la Blue. Mamă, te-ai dus, fraților. Eu dacă aș vedea genul ăsta de toaletă, aș lua-o la fugă. Gen, asta ar fi recomandarea mea. Skibidi Gabidi. Hopa! Ma, ok, bun, și a revenit, frate. Mă gândeam că are Blue ceva forță mai mare decât cameramanii și o să i-o dea, dar se pare că nu. New outfit, what? Ok, deci frate, Blue nici măcar nu e nervos sau ceva de genul, lui place chestia asta. What a lovely day! Hopa, frățel, ok, deci vine și Green ăsta și probabil și el vrea să fie transformat în toaleta Skibidi. Ok, nu vrea el, vor ei lați. Mamă! Ia vedeți, frațe, mamă, și acum și Orange, următoarea victimă. Stomacul meu! Bro. Mamă, ok, bun, și probabil și el o să fie la fel, dar sunt curios și nu o să-i salveze, nu? Că de fiecare dată la animațiile astea trebuie să vină cineva să-i salveze și nu o să-i salveze pe ei, că și asta o să se transforme, nu? Ok. Oh, el o va fi cel care îi salvează? Ok, prea târziu, bun și ăsta. Eu cred că Purple o să-i salveze. Sau nu, Cyan. Dar uitați-vă că ăștia sunt destul de fericiți când se fac Skibidi Toilet. Cyan, nu cred că o iau și pe ea. Aici Cyan e băiat sau fată? Nu știu cum e în animația asta. Mamă, și pe Cyan! Mamă, face, păi și cine îi salvează, man? Mamă, păi da, băi, rămâne fără prieten Curcubeu în ritmul ăsta. Cine îi salvează? Trebuie să vină cineva care să-i salveze, bro. Uite ce se bucură că e o toaletă, bro. Red! Nu cred! Fix el care cel mai rău îi salvează. No. Ce se întâmplă? Nu mai face chestia asta! Te-ai dus, măi, te-ai dus! Oh, ok, frate, și acum s-a uitat pe geam și a văzut o bătălie într-un cameraman și o toaletă Skibidi. Și crede că ar fi cel mai bine să tragă apa. Păi bravo ție, hai. Nice. Mai sunt încă doi. Nice. Red versus Blue. A, și Yellow. Despre ce spui, mamă? Ăla avea ceva protecție, gen, că avea elicea aia. Ar trebui să fugă, chiar ar trebui să o faci. Te rog, nu mă răni. Mamă, îl doresc stomacul? Ok, fraților, și aici s-a terminat animația cu Skibidi Toilet. Următoarea animație la care vom reacționa este una cu prietenii Curcubeu care devin mașini. Deci, bă, nu am mai reacționat de foarte mult timp la animația asta cu prietenii Curcubeu, dar văd că Red a găsit tot felul de combinații de astea să-i transforme pe ăștia și mi se par foarte interesante. O să fie o mașină foarte rapidă. Gata? Be my guest. This is perfect.
Mamă! Ia vedeți, fraților! Ok, bun, deci desigur că nu putea să rămână la stadiu de mașini. Trebuia să facă un tank și să aibă bombe nucleare. What? Fraților, deci ăsta e planul lui? Să se facă pe el un tank, să-i facă pe ceilalți o mașină, să facă pe tankul mai multe mașini, ca după să ia tankul și să-i distrugă pe prietenii curcubeu. Bă, ăsta e nesimțit. Bă, e pur și simplu nesimțit. Ce zi bună, ce zi nesimțită. Ce s-a întâmplat? Mi-ai furat prânzul! Dă-mi înapoi! Oh, săracu, dă-i mă prânzul înapoi, mă, că e supărat că n-a primit prânzul. Dă-i mă prânzul înapoi! Mulțumesc! Oh, ci că s-a gândit că întotdeauna ar vrea să fie o motocicletă. A, păi știi ce? Blue poate să transforme într-o motocicletă, având în vedere că el e o mașină. Oh, I know! You can use the transformer lighting! Yeah! Let's go! Ah, let's go! Fraților, păi și poate să folosească mașinăria aia fără red? Pentru că cred că o să se întâmplă o prostie. Oh, it's green! Huh? Who's coming? Uh-oh! Move on, green! Am I hearing well? We're gonna crash! Ma! Green ăsta, fraților, știți că nu vede. Green! Ok, bun, deci Green e prea mare, nu poate să-l calce mașina. Prietenii mei, vezi acum nu mai sunteți prieteni. Let's go! Uite și pe Purple. Oh, ăsta vrea să fie o camionetă. Haide, vină și tu, Purple. Atunci e timpul pentru experimentul meu. Calmează-te, nebunule. Let's go, fraților, au fost transformați. Ce-i asta? Aolea, acum, mamă, din greșeală. Din greșeală, eu dar ăsta planul vileag. Ce față aveți? Bro, nu. Doamne, ce nenorocitii. Purple ăsta, red ăsta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, frate? S-a întâmplat ceva, că ăștia râd. Bro, da, gen, cum mai exact ajungi să fii un tank? Adică trebuie să te gândești că vrei să fii un tank sau care-i treaba? Bro, deci ăștia s-au transformat în ceea ce au vrut ei, de el de ce n-a reușit? În fine, scrieți la comentarii RIP RED.